În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Iubiți dincioși, ne aflăm în duminica de după botezul Domnului. V-am mai spus și cu alte ocazii, mă fascinează foarte tare cum pășim înainte după un conglomerat de evenimente, de sărbători, de adunări, de gânduri, de tot felul de lucruri care vin peste noi ca într-o campanie. Chiar cineva mă întreba de ună zi, Părinte, când terminați campania asta începută cam de la Sfântul Ierarh Nicolae, să mă anunțați și pe mine, că aș vrea să stau de vorbă mai mult cu dumneavoastră. Toată lumea are impresia că după o campanie de asta trebuie să urmeze o parte de liniște. Nu, răspunsul meu întotdeauna este același. Atunci când vom avea timp să stăm mai mult de vorbă, înseamnă că nu va mai fi nimic de capul meu, nu asta trebuie să cereți, ci să înțelegeți odată cu mine ce mă fascinează la perioada aceasta. Viața merge mai departe și nu este făcută din campanie în campanie. Viața este făcută să meargă uniform, chiar dacă sunt concentrate anumite evenimente într-un timp scurt. Viața, să știți că are aceeași densitate. Ca să mă înțelegeți mai bine, vreau să vă spun despre un tânăr teolog care a primit înaintea a 4 ore de examen scris un subiect foarte interesant despre omniprezența lui Dumnezeu și puterea diavolului. Gândindu-se că trebuie să explice întâi termenul de omniprezență și să arate cum e Dumnezeu în toate, cum îl putem vedea pe Dumnezeu uitându-ne la cer, uitându-ne în pământ, uitându-ne la cei din jurul nostru, așa cum toți care am mai trecut prin examene, mai ales în cel de la clasa 8-a spre liceu, după fiecare perioadă de timp se mai hașura pe tablă și parcă se hașura din cunoștințe. A trecut jumătate din timp. Mai aveți o oră, iar mai răzuia. Ei, așa s-a întâmplat cu el până când mai avea numai câteva minute, timp pe care îl recomanda cel care asista pentru micile aranjamente, pentru o lectură integrală și pentru o părere personală, ca să știe așa cam cât valorează lucrarea. Numai că el tratase numai partea de omniprezența lui Dumnezeu și când mai avea câteva secunde, am mai putut să scrie doar atât. Nu mai este timp pentru diavol. Nu știu acum ce notă a luat, dar important este că aceasta este ziua în care ne aflăm noi astăzi. S-a spus despre Dumnezeu, despre nașterea Lui. L-am văzut pe Sfântul Arhidiacon Ștefan că a văzut cerurile deschise și pe Fiul omului stând la dreapta lui Dumnezeu. Și am ajuns acum, după botezul Domnului, să tratăm restul de viață, nu mai este timp pentru diavol. Subiectul principal al nostru este întâlnirea cu Dumnezeu și mărturisirea Lui în fața celorlalți. Dar ca să înțelegeți și mai bine lucrurile, vreau să vă spun că această pocăință pe care Dumnezeu ne așează ca principiu de bază, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, este prima învățătură pe care Mântuitorul a lansat-o când și-a început activitatea pământească și învățătorească. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Probabil că ați mai auzit și pe Sfântul Ioan Botezătorul că la fel a început propovăduirea și ne gândim cumva dacă nu e vorba de un termen tehnic pe care nu l-am înțeles sau noi avem impresia că l-am înțeles. Și cu siguranță că așa este. Când eram mic, vedeam pe la bunici
tot felul de oameni. Unii însă, în ochii mei, își schimbau viața cam de la o duminică la alta și nu înțelegeam de ce. Pătrunseseră un grup de sectanți numiți pocăiți, erau baptiști, înțeles, și mai racolau pe câte unul. În momentul în care acel creștin cu numele, să-i spunem așa, ajungea la ei, se zicea, ăsta s-a pocăit. Din acel moment însă nu-l mai vedeai niciodată pe la bar, niciodată să mai bea ceva, nici cu țigarea în gură, că s-a pocăit. Nu este un lucru rău, numai că ce nu înțelegeam eu, dar ce? Dacă rămânea creștin, era neapărat obligat să se ducă în cârcium și să fumeze, să-și bată soția și să se arunce copiii de acasă? Nu, dar a avut nevoie de un declic. A avut nevoie de un moment în care să spună, de aici nu mai fac asta, de aici o fac cu cealaltă. Asta este duminica de astăzi, duminica de după botezul Domnului. O duminică din care putem să spunem până aici, de acum încolo voi fi altul. Și atunci dacă tot am ajuns la capitolul 1 început, și mă bucur tare mult că mâine începe și școala, nu vreau să le stric jumătate de zi copiilor că începe mâine școala, nu. Dar este un prilej de a mulțumi Dumnezeu că de ani de zile am tot fost cârcotaș, că începe școala prea devreme, că de multe ori începea chiar în ziua înălțării Sfintei Cruci în septembrie. Dar astăzi, dacă am fost cârcotaș altădată, trebuie să fiu realist mereu. De fapt vreau să vă spun că și atunci tot realist eram, dar trebuie să vă spun și pe cele bune, nu numai pe cele rele. Știți, ca un părinte care vede numai greșelile copilului sau un profesor care vede elev numai când greșește. Nu, îl vedem și atunci când face bine. Mâine este un început și un prilej extraordinar de a începe de ceva. Dar ca să începem ceva, haideți să stabilim câteva strategii de viață. Și tare mi-e drag să-mi aduc aminte de părintele Arsenie când eu m-am văietat, începusem și eu cariera după ce am terminat facultatea, aveam 28 de ani, vă imaginați că foarte târziu. Și n-am terminat târziu că am început târziu, ci am terminat târziu că așa era școala. Și am spus eu cam cum mă văd elevii care erau de fapt mai mici decât mine cu 14 ani, dar ei aveau numai 14 și eu aveam 28. Și am spus cum mă văd bătrân și cum să fac. Și atunci părintele a lansat celebra vorbă și celebra înțelegere a vieții, pe care v-am mai spus-o, dar îmi place să o repet. Tată, zice, o să ajungi să-ți dai seama că odată cu vârsta dispare bătrânețea. Și când să-l întreb până când se întâmplă lucrul ăsta, până când ai declicul acela că a dispărut bătrânețea, părintele a putut numai să îmi explice, și anume am văzut că după ce dispare bătrânețea, rămâne tot ceea ce ai făcut frumos toată viața. Era cu o săptămână înainte de a se duce către Domnul și era în același pitvor în care ne aștepta. Nu se mai distingea în privire dacă se uită exact la tine, erau ochii trecuți deja dincolo, parcă se vedea cerul, dar un cer care se uita mai departe către alt cer și ne-a binecuvântat și noi cei care știam ce rugăciune ne spunea de binecuvântare, înțelegeam că spune aceleași lucruri. Iată că așa dispare bătrânețea. Atunci când rămâne după tine, numai dorința de a continua ce ai început. Și așa a rămas. Și în mintea mea și a celorlalți, ca cel care încă se roagă cu aceleași cuvinte și face aceleași gesturi și trimite aceleași binecuvântări peste capetele noastre. Iată că acolo se întâmplă un alt declic. Dar până la declicul acesta, aș vrea să vă spun, spun numai câteva cuvinte despre strategia pe care v-am promis că voi desluși puțin.
În viață, dacă înțelegem că trebuie să ne pocăim că s-a apropiat împărăția cerurilor, trebuie să vedem cam ce atitudine trebuie să avem față de evenimente, față de oameni și față de ceea ce ne înconjoară. Și anume, am văzut foarte mulți oameni la viața mea care s-au luptat cu bătrânețea, dar într-un mod bolnăvicios. Acum să nu credeți că vorbesc de rău pe cineva, nu. Am constatat eu. Unii și-au găsit aliat seringa cu acid hialuronic, alții cu botox, alții cu bisturiul. Și până la urmă le-a dat Dumnezeu șansa neșansei de a îmbătrâni. Și și-au dat seama până la urmă că au luptat degeaba. Ei, eu cred că aici trebuie să punem începutul. Cum îmbătrânim? De ce să ne luptăm cu un vrășmaș care este numai în mintea noastră vrășmaș? Cum să facem să înțelegem că noi facem dușmanul? Noi suntem cei care furnizăm muniție pentru armamentul pe care cel de lângă noi îl are. Niciun armament nu funcționează fără muniție. Nici măcar un cuțit, un șiș. Dacă n-ai forța să-l folosești și arta cu care să faci ceva, nu poate să meargă singur. Dacă stai la o anumită distanță, cu siguranță că nu te ajunge. Iubiți credincioși, cred că acesta este mesajul începutului unui nou drum. Să nu ne luptăm cu cine nu trebuie. Primul, v-am zis, este bătrânețea. De ce să ne luptăm cu ea? Pentru că dacă avem șansa, ne va ajunge din urmă. Și ne rugăm, culmea, toată viața să trăim mult. Adică, nu ne auzim pe noi când ne rugăm să trăim mult, trebuie să ne auzim. Vreau, Doamne, să îmbătrânesc. Păi cum vrei să îmbătrânești când tu fugi de bătrânețe? Fugi pe la unul, pe la altul, faci tot felul de lucruri. De ce? Că ai inventat tu un dușman, dar vârsta nu îți este dușman. Vârsta îți este aliat. Și viața merge mai departe. Trebuie să înțelegem că, în afară de vârstă, mai avem și alți dușmani, adică toți dușmanii noștri, sunt cei pe care noi i-am potențat, noi i-am antrenat și noi am făcut din ei figuri adevărate ca să ne sperie noaptea. Toată fobia pe care o avem, tot gândul pe care îl aruncăm către celălalt, îl face pe celălalt ori un prieten, ori un dușman. Dacă aruncăm cu lucruri frumoase peste el, cu siguranță că și el va răspunde așa. Dar nu pe termen scurt. Pentru asta trebuie să trăim mai mult. Pentru că nu de la o zi la alta, nici măcar de la un mandat la altul nu se schimbă lucrurile. Lucrurile se schimbă în timp dacă avem conștiința că Dumnezeu ne dă atâta timp cât să nu mai avem dușmani. Un dușman poate să fie, eu vă spun din casă, că acolo mă pricep cel mai bine. Doctoratul meu la muzică a durat 7 ani până când mi-am adus materiale de la admitere până la toate cele. Și ultima dată când l-am visat pe profesorul meu de maestru coordonator, a fost cred că acum vreo 2 săptămâni. În sensul că nu numai în acei 7 ani l-am visat în fiecare zi, că îmi cerea câte ceva și trebuia să pregătesc. Dar m-a urmărit și iată că au trecut deja 15 ani și jumătate de când sunt doctor și încă îl mai visez din când în când, adică cel mult la 3 săptămâni îmi apare. Probabil că am potențat prea mult această figură, nu-mi pare rău, numai că atunci când după un vis te scoli puțin tulburat și nu știi ce s-a întâmplat și nu știi de ce ești tulburat, nu știi ce să te apuci, totuși e un lucru bun prin faptul că atunci constați că ești viu, că mintea, vorba românului, îți merge. Și am mulțumit Dumnezeu că m-a ținut în priză întotdeauna și a doua zi cu siguranță că am mai citit câte un articol, am mai pregătit câte ceva,
Și așa ne-a rămas un reflex. Și ce înseamnă asta? Că n-am făcut din el un dușman, deși puteam să mi-l fac. Credeam că este o fobie că mă scol noaptea. Aș fi în prima etapă, vă imaginați că așa a fost. Dar cu timpul, încet, încet, începea să-mi lipsească. Dacă în două săptămâni nu mi-apărea în vis, în a treia deja intram în panică și cred că sigur îl căutam să vină. Ei, vreau să vă spun că așa se întâmplă cu orice lucru pe care îl săvârșim și orice relație pe care o avem cu cineva. Dacă vrem să potențăm lucruri frumoase, să știți că în fiecare om există și o parte bună și o parte rea. Depinde ce cultivăm în celălalt. Dacă îl îmbrâncești pe cineva, bineînțeles că și el își va lua avânt și te va îmbrânci. Acum vă întreb, dacă îl îmbrățișezi pe cineva și îi iei prin surprindere, n-are timp să scoate nici cuțitul de la brâu, cred că nu te poate junghia dacă îmbrățișarea a fost sinceră. Dar, vă repet, acestea nu sunt lucruri de făcut de azi pe mâine, ci de învățat de pe azi pe mâine, să le practicăm și practicarea înspre finalul bătrâneții ne va ajuta să înțelegem că așa se trăiește frumos. Iubiți credincioși, vă urez ca după duminica de după botezul Domnului în care ne aflăm, să descoperiți că nu aveți dușmani, să descoperiți că aveți numai oameni care vă ajută, pentru că tot ceea ce se întâmplă cu noi, în relațiile cu ceilalți, sunt așezate de Dumnezeu în mod pedagogic să ne ajute. Pentru că, dacă suntem de cursă lungă, aflăm că ne-a ajutat o anumită fobie chiar. Ne-a ferit de anumite obstacole, așa cum era cel care vroia să se angajeze căruțaș la un boier și avea un contracandidat. Și când a întrebat boierul, băi nene, uite, te angajezi căruțaș, cam la ce distanță de o râpă poți să treci cu căruța? Și primul a zis, 10 centimetri? Da, cred că 10 centimetri. Al doilea, ce s-a gândit el? Dom'le, dacă zic mai puțin ca să dea bine, totuși eu nu simt asta. Și a zis, boierule, știi ce? Față de o râpă sau de un pericol, trebuie să stau cât mai departe. Nu vă amăgiți să credeți că puteți să treceți razant pe lângă un pericol. Stați cât mai departe și asta înseamnă să facem un început. Iubiți credincioși, duminica în care ne aflăm este una din care să pornim altfel acasă, constatând că nu avem, în afară de dușmanii pe care singuri ne-i cultivăm și ne-i antrenăm, nu avem alți dușmani, să constatăm că vârsta nu este dușmanul, ci este aliatul nostru. Odată cu înaintarea în vârstă ne mai înțelepțim, poate mai îngăduie Dumnezeu să cunoaștem un alt anturaj și altă lume pe lângă noi și de aceea îl rugăm pe Bunul Dumnezeu ca începând chiar de astăzi, de acum, să înțelegem că ne aflăm în duminica de după botezul Domnului. Așa să ne ajute Dumnezeu.